Din respect pentru cetățean. Sub genericul Din respect pentru cetățean s-a derulat în aceste zile analiza activității pe anul trecut a Tribunalului Buzău, situat în clădirea Palatului de Justiție, una dintre instituțiile emblematice ale urbei buzoiene. Evenimentul a fost dezbătut în cadrul adunării generale a judecătorilor buzoieni, cu participarea președintelui Valentina Gheorghe și a vicepreședintelui Ana Roxana Tudose din partea Curții de Apel Ploiești, reprezentantului parchetului județean magistrat Vasile Ardei și a altor invitați. Din start, după cum a precizat judecătorul Constantin Florescu, președintele tribunalului, trebuie consemnat că 2009 a fost un an greu din cauza cunoscutelor dificultăți economice generate de criză, însă rezultatele obținute de instanțe pot fi catalogate drept bune, onorante, raportate la volumul de muncă, respectiv încărcătura de dosare pe judecător și calitatea actului de justiție. Conform datelor de bilanț, volumul total de activitate înregistrat de Tribunalul Buzău și instanțele arondate acestuia s-a ridicat în anul 2009 la 35.548 de cauze, fiind înregistrată o creștere de 17,28% față de anul 2008, când au fost pe rol 29.431 de cauze. Pe secții, Tribunalul Buzău a înregistrat în cursul anului trecut 1.264 de cauze penale, 3.391 de cauze civile și 3.443 de cauze comerciale, ponderea mergând, după cum se constată, îndeoseb spre litigiile de muncă și insolvență. Deși termenul nu pare cel mai fericit, arată totuși exact efortul la care este supus magistratul român, în comparație cu justiția europeană la care ne tot raportăm. Încărcătura medie pe judecător la Tribunalul Buzău în anul 2009 a fost de 633 de dosare, respectiv la secția civilă 816 dosare, la secția penală 421 dosare, la secția comercială 602 dosare, o creștere a încărcăturii medii pe judecător de 49%. În concluzie, a crescut volumul de activitate a tribunalului și instanțelor arondate cu un procent de 17,28%.